Salutare doamnelor și domnilor, jupâni valoroși, vă spune Surdaciu, gazda voastră din această seară, o seară foarte, foarte specială în care Manchester City va reuși să răstoarne scorul înregistrat în manșator din primul sfert de finală în compania celor de la Juventus. Dar înainte să începem, nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați un coment și să vă abonați la canal dacă n-ați făcut-o, bineînțeles, deja, pentru mai multe episoade noi din această serie și, de ce nu, pentru mai multe serii noi pe canalul de YouTube. După cum știți sau nu știți, în primul match Juventus a reușit să se impună pe teren propriu scor 2-1. Atuul celor de la City ar fi că au reușit să marcheze în deplasare, un aspect foarte important, și acum vor reuși să nu ia gol, să lovească probabil pe contraatac și așa să se califice să meargă mai departe în semifinalele turneului campionilor. Suntem pe StubHub Center, teren neutru, așa cum se joacă toate partidele din acest turneu. Echipele intră pe teren. Super derby, nu schimbați canalul, rămâneți aproape, fiindcă o să vedeți fotbal de mare calitate. Veteranul Gigi Buffon, în același timp capitanul celor de la Juve, își pune mari speranțe în această partidă, în această deplasare. Se cântă imnul. Din câte am văzut formațiile, Pep Guardiola joacă foarte, foarte ofensiv. Un 4-3-3 pe attacking. Și asta nu poate decât să ne bucure. Faul mi s-a părut aici, da, se și acordă. Douglas Costa a fautat pe Walker. Tot el execută lovitura liberă. Companii, Touré. Touré cearcă un dribbling. Guardiola nu e prea impresionat. Și cam țipă la el. Douglas Costa pierde mingea. Un început decent pentru brazilian. Trebuie neapărat să marcheze. Vedem că nici Juve nu se apără așa cum mulți ar fi așteptat, să vină să facă un blocaj defensiv. Bernardeschi, oh, companii respinge, încearcă pentru Aguero acolo. Să vedem. Dybala, Bernardeschi, 1-2 acolo cu Higuain și șut peste poartă. O primă ocazie, minutul 10. Șutul lui Dybala nu trece foarte departe, nu trece foarte departe de poarta lui Ederson. Este un duel încrâncenat, dragi telespectatori. Acum Walker intră în centru, nu, îi pasează lui Sterling. Superioritate numerică în careu, Sané primește balonul, șut din alunecare, Buffon respinge. Sau și răspunde la acest șut, nu? Oh, o semifoarfecă a fost de fapt. Calahabal respinge cu piciorul. Și să vedem acum, Sané bate în careu. Juventus stă mult mai bine la acest aspect. City are jucători mici, cu excepția unora ca Touré, Otamendi chiar și Company, chiar și Walker aș putea spune. Dar ministrul apărării este Giorgio Chiellini acolo. Acum Bernardeschi se debarasează și dă o pasă incredibil, incredibil. Minutul 19, Higuain cu ajutorul transversalei reușește să marcheze, iar City din acest moment este obligată să dea două goluri ca să ducă meciul în prelungiri. Mare atenție! Guardiola își pune mâinile în cap. Ce gol stupid a încasat. Două pase și a ieșit golul. Higuain deschide scorul în Anglia. Și vedem cum se pune pe ultra-attacking echipa lui Guardiola. Sterling. Sterling trece acolo. Alexandro, centrare. Buffon. Sané, incredibil. Touré. Touré și se dă faultoare, nu se dă nimic. Mie mi s-a părut a fi un fault acolo. Dar să vedem. Companii, Mendy, De Bruyne, din nou Mendy, îl vede pe Sané demarcat. Nu poate să centreze, o ia pe compropriu Sané, șut pe lângă poartă. Incredibil! Câte ocazii pentru Manchester City.
și nu reușește să cadreze mingea pe spațiul porții. Poate dacă i-ar fi pasat lui Sterling, ar fi fost gol. Asta nu înțelege nici Guardiola. De ce n-a venit pasa pentru Raheem Sterling? A fost cam egoist la această fază, Germano. Și asta afectează echipa, în primul rând. Mendy acolo, o bagă mingea în centru, nu e bine să o bage acolo. Touré, probabil s-a și accidentat Mendy. Aguero deschide pentru David Silva. Na, deposedat de Barzali sau Chiellini, n-am văzut cine era acolo. Bernardeschi trece de De Bruyne. Mendy este accidentat, se observă asta. Și cu ochiul liber, Dybala pierde, De Bruyne pentru David Silva. Acum Aguero singur, izolat. Primește David Silva, deschide pentru Sané. Sané pasă pentru Silva. Ce șut, incredibil. Incredibil șut. Intră Danilo, împrumutat de la Real Madrid. Câteva sfaturi de la Guardiola. Mendy iese, intră Danilo. Și să vedem ce o să fie, fiindcă timpul trece în favoarea italienilor. City obligată să atace în acest match, dacă vrea calificare. Și este foul pentru City. De Bruyne se grăbește să execute. Touré, Danilo, prima atingere de balon pentru brazilian. De Bruyne pasă pentru Aguero. Fentă, șut peste poartă. Nu reușește să cadreze balonul niciunul dintre atacanții lui Guardiola. Tot pe lângă poartă trage fiecare. La pauză cred că ăsta o să fie scorul, dacă nu se întâmplă ceva, dacă mai e timp să se întâmple ceva. Touré îl vede acolo pe Aguero, izolat din nou, nu prea are variante. I-o dă lui Sterling. Fentă și greșește pasa. Sau a fost deposedat, mai bine spus. Bernardeschi pierde. Walker, David Silva așteaptă acolo pe Danilo, mă scuzați, Walker în partea cealaltă. Aguero centrează pentru Buffon, Danilo. Și 0-1 la pauză. Dragi telespectatori, jupân, doamnelor și domnilor, la acest scor Juventus trece în semifinale. E o opțiune foarte, foarte importantă. Să vedem dacă vor fi schimbări la pauză. Așteptăm confirmare. Sau Bernardeschi a ieșit și el accidentat. Două accidentări în acest retur. Câte un jucător de la fiecare echipă. Bernardeschi a ieșit. N-am văzut cine a intrat. O să descoperim asta pe parcurs. Acum un șut al lui Douglas Costa cu latul, însă mult peste poarta lui Ederson. Trebuie să se grăbească. Cum am spus și în prima repriză, City nu prea are mult timp la dispoziție. Otamendi, Danilo, De Bruyne pentru Silva acum. Gaură pentru Aguero, însă mi s-a părut a fi offside, poziție neregulamentară. Nu s-a ridicat fanionul însă, dar Aguero a pierdut mingea oricum. Oh, Sterling în fața lui Benatia și pierde mingea. Exasperați suporterii englezilor. Intră Marchisio, iese Sami Khedira. Un joc destul de ok făcut de neamț la mijlocul terenului. Betonează mult mai bine Massimo Allegri mijlocul terenului. Câștigă mai multă mobilitate și pierde forță, aș putea spune. Touré încearcă șut cu latul, nu-i specialitatea lui. Mingea se oprește în blocaj. Dybala acum faultat de Vincent Kompany, probabil un cartonaș galben. Da, vine și cartonașul. Nu știu ce protestează acolo Marchisio, nu s-ar fi putut da cartonaș roșu la această fază.
Probabil a venit să se asigure că companii va vedea cartonașul. Ce pasă pentru Sané! 1-1 Sané, îl vede pe Sterling, pasă! Incredibil, incredibil Alexandro, ce intervenție are! Acum a încercat să fie șut pe lângă poartă, să fie coleg și să-i paseze lui Sterling, însă n-a ieșit și va intra Gündogan în locul lui Yaya Touré. Meci slăbuț pentru Touré. Minutul 62. Guardiola liniștit. Mai este timp. Nimic nu este imposibil, însă cum am spus și m-am repetat de atâtea ori, trebuie să se grăbească. Mai întâi trebuie să cadreze șuturile pe spațiu porții. Acum Aguero scapă singur. 1-1 cu Buffon. E închis în unghi, șutează și Buffon. Ce execuție are! Alexandro acordă cornerul. Meci foarte bun făcut de fundașul stânga. De Bruyne se duce să execute. Cheamă pe cineva. Vine Aguero la primire. Aguero o fentă. Aruncă mingea în careu. Lovitură de cap. Acolo este, nu știu cine a tras, Walker, cred că. În blocaj și va fi din nou corner. S-a și accidentat. A treia accidentare. Va intra Nasri în locul lui Walker. Sané încearcă să arunce balonul, care o lovitură de cap, bară, incredibil, lovește bara. Ce lovitură de cap de la distanța aia, foarte interesant. Otamendi pentru Nasri, prima atingere de balon. Pasă bună pentru Aguero, fentă, îl fentează și să vedem execuție cu latul impecabilă, minutul 73, City reintră în joc. Ce execuție, ce execuție din partea lui cu un Aguero, o fentă în fața lui Chiellini și o execuție la colțul lung care îl bate pe Buffon. N-a mai avut ce să facă Gigi. Gigică, n-ai mai avut ce să faci, ai fost departe de acest balon. Și City intră în meci, reintră în meci. Sunt șanse mari de calificare, ne mai trebuie un singur gol. Juve s-a retras după ce a marcat. Acum încearcă să participe din nou la faza ofensivă. Dybala și este fault. Nu este nimic, mi s-a părut că s-a fluierat. Dybala, pas acolo, șut dezamăgitor pentru Pipita Higuain. Juve simte presiunea și nu vrea să cedeze în mijlocul terenului în general. Acum De Bruyne la balon, Sané, pasă bună pentru Sané. Sané încearcă șutul pe lângă poartă. Aguero își pune mâinile în cap. La fel și David Silva. Altfel trebuia să continue germanul această fază. A ales să fie egoist din nou și să tragă de la distanța aia. Guardiola un car de nervi și aici se dă foul pentru Juve. Mai sunt încă 7 minute plus prelungirile. 7 minute în care City trebuie să riște tot. Ce pasă pentru Costa și... Oh, mi s-a părut că a fost gol. Mă pregăteam să spun că totul s-a încheiat, dar Costa ratează o ocazie rarisimă. În loc să vină cu pasa pentru Higuain, a ales să tragă pe poartă. Ar fi închis meciul, așa Juve mai trebuie să sufere puțin. Nasri îl vede pe Sterling. Dribling eșuat, însă obține o lovitură de la marginea terenului, se grăbește, englezul pierde din nou și este din nou aruncare de la margine pentru echipa lui Guardiola. Nasri, încearcă cu călcâiul, incredibil, Sterling, la scorul ăsta și minutul ăsta să încerci cu călcâiul înseamnă să fii puțin redus mental, aș putea spune. Să vedem, Higuain, șut și gol, Lazo, Milazzo, Palazzo, ce lovitură
pentru Juventus, minutul 90 plus 1, Higuain rezolvă, tranșează această calificare și Juventus va merge în semifinale. Totul a plecat, dacă ați fost pe față, de la acest călcâi, de la acel călcâi nesăbuit al lui Raheem Sterling. Și uitați unde s-a ajuns, nicio șansă pentru Ederson, cum nici City nu mai are nicio șansă să marcheze de 3 ori. E nevoită să marcheze de 3 ori ca să meargă mai departe. Sterling din nou, egoist, dă o pasă destul de bună. Hai să vedem Silva, reacție de orgoliu, Gigi respinge balonul și cam ăsta a fost meciul. Juve reușește să se impună cu 2-1 în tur, cu 2-1 în retur și merge în semifinală. Este prima echipă calificată. Aici vedem semifoarfeca lui Sané. Ăsta a fost meciul. Jupânilor, sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonașul dacă mai vreți meciuri din turneul campionilor. Mâine avem Chelsea-Manchester United, returul. Da, cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Urdaciu, voi ați fost și rămâne cei mai tari jupâni. Și până data viitoare, tăm cu pace, stimă și respect.